Mulțumim, Romina, pentru informații. Mergem în lumea dansului, acolo unde avem de făcut câteva felicitări, pentru că, iată, Oana Ioniță și Izabel sunt alături de noi în platou cu super rezultate de la Dance World Cup. Bună dimineața, amândurora, și felicitări, Izabel! Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumim de invitație! Ne-ați adus, iată, un trofeu și două medalii și aș vrea să te felicit pentru că înțeleg că ai câștigat aceste premii și distincții la trei categorii diferite la care ai participat. Da. Mult succes în continuare, pentru că eu cred că e un domeniu foarte, foarte dificil cel pe care l-ai ales, dar cred că ai alături și omul potrivit care să-ți ghideze pașii frumos. În general, acum sunt competiții foarte mari, foarte importante. Sunt această finală mondială la care au participat 7500 de persoane din cei 50 de state ale lumii. A făcut ca competiția să devină una dintre cele mai importante competiții mondiale. Prestația tuturor celor care vin din Anglia, din Brazilia, din Mexic, este la un nivel extraordinar. Din punct de vedere al României, noi ne aflăm destul de sus ca și grad de pregătire pe balet, pe dans contemporan, și ne-am bucurat de fiecare dată de o apreciere destul de mare la nivel mondial. Dar în special de data asta, unde știam că competiția este foarte puternică și numai la secțiunea de dans contemporan au participat 3.000 de concurenți, din care au intrat în finala mondială la care am fost noi la Braga, în Portugalia, 140 de momente, ceea ce e și foarte greu să jurizezi 140 de momente foarte bune. Iar ea s-a aflat printre cei 10 care au intrat în finala competiției, clasându-se pe locul 6 la dans contemporan. Ce frumos, felicitări! Locul 2 la balet, la dans clasic, și locul 1 mondial la balet non-repertoar, cu o coreografie făcută de mine. Ce drăguț! Și da, am avut mari emoții pentru că nu ne așteptam. Competiția, ți-am zis, a fost destul de acerbă. Aici este Isabel, e Marebe, de fapt, cea care a câștigat locul 2 la mini, la cei mici. Și noi am vizitat câteva lucruri. Am văzut că sunt și câteva imagini din aeroport, pentru că la aeroport, într-adevăr. Da, în aeroport ne-am trezit cu o surpriză când am putut să plecăm. Am avut o întârziere de 24 de ore. Wow, de ce e așa? Se mai întâmplă când sunt ori probleme tehnice, ori probleme de taxe, de aeroport sau diverse lucruri. Noi oricum eram foarte fericite că ne-am întors cu rezultatele acasă și eram încântate de experiența pe care o trăiam. Am trăit-o în Lisabona și în Braga. Aici eram de la paradă, sunt câteva poze. Parada este una dintre cele mai spectaculoase din lume, pentru că se întâlnesc sute de mii de oameni care se plimbă pe străzile din respectiva locație, pentru că în fiecare an această finală mondială se întâmplă în alt loc. Și vin, cum am zis, oameni din toată lumea, cu costume populare, din toate țările respective. Și uite, asta este gala, show unde a participat și a dansat și a fost premiată la teatrul din Braga, un teatru foarte frumos, cu o istorie spectaculoasă. Noi ne-am bucurat să ne aflăm acolo și să învățăm, să vedem ce vine fiecare, cu ce se mai pregătesc, pentru că în fiecare an este ca un trend, știi, ca în modă sau ca în orice lucru, oamenii avansează foarte mult și dacă nu ești pe val, pierzi destul repede. Copiii care de vârsta lor fac performanță, la vremea noastră, noi nici la 18 ani nu făceam ce fac ei acum. Cred adică că și secolul acesta al vitezei își spune cuvântul și în domeniul artistic. Și vreau să știu, Izabel, cum a fost pentru tine această experiență la nivel emoțional? Cum au fost momentele de dinainte să intri pe scenă? Păi, știu că înainte să intru pe scenă am avut foarte mari emoții. Mi-a fost foarte frică să nu greșesc ceva. Și da, deci asta a fost partea de dinainte și m-am bucurat foarte tare că am trăit momentele împreună cu mama și cele două fete, cele două prietene de ale mele. După mi-a plăcut. Na, adică m-am simțit bine. Ai avut timp să te și distrezi dincolo de emoții și de provocarea concursului? Da. Puțin, așa? Puțin. Am fost să vizităm un castel
Sfântul Gheorghe din Lisabona, foarte frumos. Asta a fost singura noastră distracție și am gătit în fiecare zi. El a făcut niște clătite și ala a fost momentul lor de distracție. Restul s-au distrat văzând toți copiii care au participat la competiție și s-au pregătit intens, adică și-au dorit foarte mult să fie și-au dat tot ce-au putut ele mai mult ca să fie la nivelul competiției. Se simte în continuare emoția pe care o aduceți și în această dimineață în platou și vreau să știu, Isabel, cu cât timp înainte ai început să te pregătești pentru competiția aceasta, având în vedere că ai avut 3 stiluri de dans, 3 coreografii distincte. Păi, nu cu mult, dar nici cu puțin, să zic așa. Cred că vreo o lună sau două. Ai început pregătirea intensivă, dar coreografiile le ai de cel puțin un an de da, zile. Da, coreografiile le am de un an, doi repetate. Intensiv pentru Dancer Cup le-am făcut de o lună sau două repetițiile. În aproape zilnic. Da. Le-a făcut de acum pentru acest concurs, dar în general le pregătim pentru toate competițiile la care participăm. Adică noi le avem coreografiile, anul ăsta, de exemplu, trebuie să le schimbăm. Uh-huh. Și le repetăm de fiecare dată înainte, dar studiul de bază ăla este obligatoriu. De fapt, e munca de o viață până în punctul ăsta. Da, da. Vreau să-ți creăm așa câteva emoții în această dimineață, pentru că avem câteva imagini din momentul galei și vrem să le urmărim împreună și să vedem dacă reușim să o emoționăm sau nu. Știm că astfel de momente sunt rare, pentru că doar cei care urcă pe podium au, iată, onoarea de a-și asculta imnul național de față cu toți participanții și cred că și noi ar trebui să fim mândri, să ne bucurăm pentru reușita ta, pentru că e mare lucru să ai oportunitatea, iată, să le arăți și celor din străinătate cât de frumos e imnul tău național. Cum a fost pentru tine? Ai avut lacrimi? Și acum te văd că ai așa ușoare lacrimi în ochi și tu și Oana. Cum a fost atunci pe scenă, când ți-ai dat seama că toată munca de până în acel punct a fost cu folos? Păi m-am bucurat foarte mult să aud asta, locul întâi, Isabel Ioniță. Și adică a fost o mare reușită pentru mine. Știu că mai trebuie să lucrez. Adică nu o să mă dau niciodată bătută. Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. Tu, Ana, ce emoții ai experimentat în tot acest timp? Fiind acolo, ai stat în backstage sau ai stat în public? Am stat în backstage pentru că a trebuit să, la coreografia cu care a luat locul întâi, a trebuit să se și schimbe în culise în timp de 2 minute. Piesa cu care a luat locul întâi a fost The Story of a Butterfly și era povestea unui fluture care se naște dintr-un căcun, care evoluează și ajunge, se transformă. Și drăguț, practic este povestea și a voastră împreună. Tu practic ești martoră la acest cocon care iată devine fluture și îl vezi deschizându-și aripile atât de frumos de aici înainte. Cred că e o emoție fantastică să ai șansa să aduci pe lume un copil care să scalce pe urme pentru că își dorește în primul și în primul rând. Și se vede, Isabel, că tu faci din pasiune ceea ce faci. Și mai rar mi-a fost dat să văd o fiică atât de asemănătoare cu mama și fizic, pentru că de obicei fetele seamănă cu tații, dar la voi invers, voi seamănați între voi, parcă ați fi surori. La noi cred că a fost un declic. La un moment dat am luat-o cu mine la sală, timp îndelungat, și a fost la toate orele, a participat, dar nu era acel declic, nu o făcea cu pasiune. Și nu o făcea că își dorea foarte mult, ci pur și simplu că era socializare, era colectivul și la un moment dat a simțit, poate nu datorită mie, ci datorită profesorilor cu care lucrez, am și o profesoară care te ajută pe partea psihică să evoluezi și să conștientizezi de ce faci lucrurile, pentru că mulți le facem din punct de vedere tehnic, mergem la servici, ne întoarcem și copiii fac la fel, se duc la școală, merg la cursuri, fac note, engleză, o grămadă de lucruri care le umple viața și nu știi exact drumul pe care să le alegi. Și ai nevoie de cineva să te întrebe, să te spui tu întrebări. Știi cum sunt psihologii la noi? Noi avem profesorii care, dincolo de faptul că, ca și mine, dar cu ea, fiind fetița mea, mi-e greu să explic niște lucruri, chiar dacă le explic când vine cineva din afară și ți le spune într-un anumit fel, le înțelegi.
Și am avut o profesoară, Raluca Nicolae, care și înainte de concurs am bărbătat-o, deși e coreografia mea, deși repet cu ea, deși întinde genunchii, vârfurile, stai cu umerii jos și fii într-un anumit fel, lucrurile vin din interior. Și a știut să o monteze foarte bine înainte, chiar dacă ne-a fost foarte greu și presiunea mare când zici că te concurezi cu 140 de oameni care sunt cei mai buni din toată lumea și o categorie foarte grea, ea știu să o motiveze, ea știu să până la urmă să apară într-un anumit fel și să-și dorească să fie ea însăși, că nu e, sunt eu acolo, doar îi ajut cu aripile sau îi pun flexibili sau îi fac machiajul sau... Și mi-am dat seama că dacă eu am fost cea care ani de zile am fost în centrul atenției, mi-am dat seama că lucrurile la un moment dat se preiau și trebuie dat mai departe această legacy, moștenire pe care noi o avem, cât mai bine la cei cu care lucrăm și în special copilului meu. Cred că lucrurile sunt menite să se întâmple cum le hărăzește cel de sus și cred că nu întâmplător au fost puse în tine, Izabela, atât de multe date frumoase de care să te folosești, iată, într-o astfel de competiție și la nivel fizic, mental, emoțional, căci e mare lucru să poți să-ți stăpânești la o vârstă de fragedă toate aceste emoții copleșitoare. Nu aș putea să-mi imaginez cum e să concurezi cu atât de mulți copii talentați din toate colțurile lumii și vreau să știu pentru ce competiție te pregătești în viitor, care e următorul tău target. Se cheamă YGP, Young Youth American Grand Prix. Și Young Artist Grand Prix. Care este al momentele? Este tot așa un concurs foarte mare, Youth America Grand Prix, unde vreau să mă pregătesc și mai mult, și mai mult, și mai mult, până când vreau să iau iarăși ceva mai mare, iarăși ceva mai copleșitor, care o să mă bucure. Cred că devine și interesant să culegi toate aceste emoții, să le experimentezi și să mergi de la un nivel la un nivel superior. Și din perspectiva coreografiilor vreau să știu care e stilul de dans în care te-ai regăsit cel mai bine în cadrul acestei competiții, căci iată au fost 3 probe. A fost baletul, unde am luat locul 2, și balet nou în repertoarul, unde am luat locul 1, dar este un fel de balet îmbărligat cu contemporanul. Da. Deci... Da, un neoclasic. Da. Reprezintă o formă de mai mult pe partea de coreografie și de dezvoltarea unei povești. Baletul reprezintă partea clasică în care ți se impune o coreografie clasică, pe tipa sau așa, iar partea de balet non-repertoar este partea pe care tu o expui ca și dansator printr-o anumită poveste cu ajutorul baletului clasic. Eu zic că fiecare experiență asta ne îmbogățește și uite, acum în câteva săptămâni, sâmbătă plecăm în Grecia să ne relaxăm puțin toți trei, eu și cu Isabel și cu Maxim. Și după aia, imediat, avem la sfârșitul lunii tabăra de vară, pe care o organizez în fiecare an. Cred că sunt deja 6 sau 7 ediții de când organizez această tabără, pentru ca cei mici, după ce un an de zile au competiții și o grămadă de responsabilități până la urmă, să meargă să se relaxeze într-o tabără care, chiar dacă se preconizează a fi cu mult dans, e și cu multă distracție și petrecere. Iar apoi, chiar înainte de a începe anul, în septembrie, avem un eveniment destul de mare, îl facem de 2 ori pe an, se numește Dance Motion. Acum avem Dance Motion 9, Fairy Tale, finalizat cu un spectacol de mare amploare. Revii în august să povestim despre Dance Motion pentru luna septembrie și să ne și revedem aici în platou? Vin cu mare drag! Iată, s-a făcut și o invitație. Vă doresc vacanță frumoasă amândurora. Încă o dată, felicitări pentru tot ce realizați împreună. Mult succes și să ne revedem cu bine în august. Mulțumim! Iată, un moment emoționant și eu zic că...